Gheorghe Frigioi, șeful administrației publice din Crucea, spune că în decursul anului 2015 a dus la bun sfârșit proiecte de anvergură. Însă, începutul lui 2016 l-a făcut să decidă împreună cu aleșii locali că localitatea trebuie să se identifice într-un anumit fel. Astfel că, în cadrul ultimei întâlniri pe care au avut-o, reprezentanții autorităților locale au decis să voteze proiectul de stemă al comunei. Întrebat de ce a fost necesară adoptarea unei astfel de hotărâri și mai ales de ce are nevoie Crucea de o stemă a comunei, edilul a răspuns: o să fie cartea noastră de vizită, ne vom identifica cu această stemă pe toate documentele oficiale. De asemenea, acesta a explicat că stema comunei și descrierea semnificației elementelor stemei au fost afișate la sediul primăriei din Crucea pentru consultare și dezbatere. Stema comunei Crucea se compune dintr-un scut francez medieval triunghiular cu marginile rotunjite despicat. La dextra, în câmp albastru, se află o cruce de aur, iar la senestra, în câmp de argint, 6 ciorchini de struguri albaștri cu frunze verzi dispuși 3-2-1. Scutul este timbrat cu o coroană murală de argint și cu un turn crenelat. Crucea constituie arma vorbitoare, făcând aluzie la denumirea localității și mănăstirea Sfânta Cruce din localitate. Ciorchinii de strugure semnifică activitatea specifică zonei viticultura. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună, a explicat șeful administrației din Crucea. În ultimii ani, edilul a demarat mai multe proiecte. Printre acestea se află reabilitarea primăriei din Crucea, realizarea centrului de informare turistică și finalizarea turbinei eoliene și a stației de biogaz. Astfel că, în perioada următoare, comuna Crucea va avea și o stemă, așa cum își doresc toți locuitorii.